contează. Ne facem că uităm tot ce am învățat. Anii de școală pe care i-am făcut sunt fără niciun rost la această emisiune. Tot ceea ce contează este intuiția. Sunt 45 de bărbați pregătiți să penetreze mintea femeilor. Femeia a fost întotdeauna un mister pentru noi bărbați. Noi ne propunem și în această seară să ghicim ce e în mintea lor. Avem 6 fete pregătite să înfrunte pe ei. Pregătite să dezlege marile mistere ale lumii și să ne dea niște răspunsuri absolut surprinzătoare. Să facem pregătire pentru echipele. Ei sunt electroniștii. Ești capitanul lor. Aveți așa niște halate de măcelar, după cum fugă lumea? Nu. Nu? Nu, ele nu sunt la muncă. Avem un capitan celebru care a terminat electronica, la fel ca voi. Vine să vă ajute Florin de la IQ! Stai seama că-s colegi de-ai mei. Ia uite. Ai repetat vreodată? Nu, dar am cam chiulit în ultimii doi. De succesul, știi? Nu mai aveam timp. Ei sunt electroniștii, Florin, ca să se uite mai atent și acum și dioptriile. Să se uite mai atent în mintea femeilor. Da, păi m-am pregătit, trebuie să arăt ca ei, nu? Adică tu ai zis măcelar, mi-a trebuit să fost măcelarul. Aici sunt dansatorii. Voi aveți două fete care v-au fost repartizate. Ele au milioane de neuroni. Trebuie să descoperiți coreografia neuronilor din mintea celor două fete. Dar, ca să vă ajute, am adus pe un dansator de săvârșit. Să intre, conectă! Ai o piesă cu fata de la țară. Nu ai o părere prea bună despre unele fete. Da, s-a creat... Poți să-mi spui două versuri din piesa asta? Aia, cu pâinea de secar. E genul de fată crescută la țară, cu șunca fumată și pâinea de secar, sânii ei te omoară, arată de parcă atunci când dragi aer nu mai dă afară. Ok. Fetele, o să ne spune pe tine astăzi, o să cerce să arate că nu e așa. Da. Doamne, să ghiciți răspunsurile fetelor și să pariați corect. Iar ei... În loc să ne-o servească ei, le-am servit noi berea. Barmanii! Cât e parcisul la voi? 10-20%? Ca să veniți ce e mintea femeilor, în seara asta l-am adus pe un client absolut. Cred că nu știu unde sunteți barman, dar a fost în toate barurile din România. Jean Barret! Hai ho, este un pitic mișto, cute, că ăsta este un cărnătoc, să vedem ce zici de a trebui să trebuie cu mine. Răspunsul nostru este că obiectul poartă numele de profanator. Mihaela, se vește. Asta e poziția corectă în care se ține. Pe masă, în Mihaela, te rog frumos să ne arăți obiectul. Mulțumesc mult de tot! E foarte mic. E minuscul. Alegeți banii sau fata? Banii sau fata? Ce alegeți? Cu banii putem... Fete, cred că sunteți sătui după atâta. Cu banii putem la fete, dar cu fete nu putem. Sunt 90 de milioane aici. Din banii care mine. Post-belică. Desemnează perioada de după cel de-al doilea război mondial.
B. Perioada de după postul Paștelui sau C. Perioada de după 1989. Grea. Perioada după... Da, nu mai știu ce a fost la ce, dar acum a fost perioada de după război post. Deci... Război, Mihaela, hai după banii tăi și fă ce vrei cu ei. Băieții nu-i merită. Cine este autorul expresiei să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic? Trei variante. A. Ion Luca Caragiale. B. Emil Boc. C. Marian Vanghelie. În niciun sensul final este Marian Vanghelie. O piesă de îmbrăcăminte. Deci îmbrăcăminte nu o să spună că te pricep teoretic. Bun, stai. Nu, no, e clar. Ar fi te zitare? Care rămâne. Ați pariat 30 de milioane. Nu știu.